Începem scrierea la facultăți odată ce bacul cel groaznic s-a sfârșit. Universitățile își deschid porțile pentru puțini elevi promovați la bacalaureat. Universitatea din Craiova, o instituție de prestigiu prin Facultatea de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din Turnul Severin, a deschis seria înscrierilor. Începând de astăzi, în cadrul Departamentului de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnul Severin, care aparține de Universitatea din Craiova, se fac înscrieri pentru admiterea în cadrul Facultății de Mecanică. Perioada de înscriere este 9 iulie 22 iulie, anul curent, și înscrierile se realizează pentru 5 domenii de licență: Ingineria mediului, inginerie și management, inginerie industrială, inginerie materialelor și inginerie marină și de navigație. Specializările specifice acestei domenii de licență sunt ingineria și protecția mediului în industrie, inginerie economică industrială, ingineria sudării, știința materialelor, navigație și transport maritim și fluvial. Admiterea se realizează doar pe baza bacaloriatului, adeverinței de bacaloriat, media de la bacaloriat, care contează în proporție de 100%. Diferențierea se face în funcție de limba română, în caz de medii egale. Tot astăzi, în cadrul aceleiași facultăți, a început susținerea licenței. Astfel, studenții din anul terminal pot răsufla ușurați după 4 ani de studiu, mai intens sau nu, dar cert folositor. Absolvirea Facultății de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice din Turnul Severin deschide drumuri noi în viața unui tânăr prin specializările facultății. Astfel, tinerii pot rămâne în Turnul Severin sau pot pleca în orice șantier naval, la minor sau alte întreprinderi de specialitate, de oriunde din țară sau Uniunea Europeană, diploma fiind recunoscută rămânând doar ca noul om al muncii să confirme cele ce a învățat timp de 4 ani de zile. Astăzi, 9 iulie 2012, se susține în cadrul Departamentului de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice de la Facultatea de Mecanică examenul de licență, proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate. Până în anul trecut, acest examen se desfășura unitar, în sensul că erau cumulate probele în aceea zi, împreună cu examenul de susținere a proiectului de diplomă. Examenul se susține la toate cele 5 specializări pe care le avem, deci care funcționează în cadrul departamentului, respectiv Inginerie Economică Industrială, Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, Navigație, Transport Maritim și Fluvial, Ingineria Sudării și Știința Materialelor. După terminarea examenului de licență, urmează să începem înscrierile pentru ciclul al doilea, și anume ciclul de masterat. O prima perioadă de înscriere este între 12 și 22 iulie, iar cea de-a doua perioadă de înscriere, tot pentru masterat, este între 10 și 23 septembrie. Precizez faptul că la studiile de masterat avem specializarea Ingineria și Managementul Calității, la care avem 35 de locuri bugetate, 5 locuri cu taxă. Cea de-a doua specializare, managementul sistemelor logistice, la care avem 30 de locuri bugetate, 10 locuri cu taxă, și masteratul intitulat materiale avansate, la care avem 30 de locuri cu taxă.